Rolul nostru este să explicăm cu foarte multă atenție și permanent și oficialilor europeni și instituțiilor europene fiecare pas pe care îl facem. Să nu facem pași brutali, să nu adoptăm măsuri brutale, să nu ne grăbim. Opinia generală a fost să mergem cu pași mici, este și opinia mea. Acest sistem administrativ e un sistem extrem de delicat. Nu poți lovi cu barda sau cu toporul într-un sistem și dintr-o dată să spui de mâine nu mai avem județe, avem regiuni, nu mai avem comune mici, avem comune mari. Nu se poate așa ceva pentru că acolo trăiesc oameni. Un sistem de asemenea importanță nu poate fi tulburat în felul ăsta. Va fi un sistem cu implementare graduală.